De ce ați rămas fără? Despre câte fete este vorba? Aveți încredere că sunteți nevinovat? Procurorii cer arestarea preventivă pentru Alfred Bulai, acuzat de agresiune sexuală și folosirea funcției în scopuri sexuale. Ancheta a scos la iveală că sociologul a constrâns-o pe una dintre studente să se dezbrace. În următoarele ore, judecătorii vor decide dacă îl trimit pentru 30 de zile în spatele gratiilor. Octavian Vladu ne spune ce se întâmplă în aceste clipe. Octavian, te ascultăm. Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Procurorii au cerut arestarea preventivă pentru următoarele 30 de zile pe numele lui Alfred Bulai. Vorbim, doamnelor și domnilor, despre două infracțiuni de agresiune sexuală, două infracțiuni de folosire a funcției în scopuri sexuale. De asemenea, ce făcea acest profesor de-a dreptul controversat? Practic, le îmbrățișa pe studente fără voia lor și mai mult decât atât încerca să le sărute cu forța, iar pe unele dintre ele le obliga să se dezbrace. Aceste gesturi regretabile s-au întâmplat în sesiunea de practică. Peste 20 de plângeri, e foarte important de menționat, sunt în aceste momente înregistrate pe numele lui Alfred Bulai din partea fostelor studente din cadrul SNSPA. Bulai de asemenea a dat în judecată SNSPA pentru faptul că a fost demis din funcție, însă rămâne de văzut totuși ce vor decide magistrații din cadrul judecătoriei sectorul 1, dacă vor fi de acord cu propunerea procurorilor și dacă Alfred Bulai va petrece următoarele 30 de zile în spatele gratilor. În esență, procurorii au reținut în sarcina inculpatului următoarele. La data de 4.07.2022, în timp ce se aflau în camera în care era cazat inculpatul, în contextul sesiunii individuale de feedback, din ultima zi a stagiului de practic efectuat în comuna Sadova, județul Suceava, prin exercitarea de presiuni psihice, umilire și prin impunerea unei anume conduite privind viața sa sexuală, profitând totodată de poziția de autoritate decurgând din relația cadru didactic-student, a constrâns-o moral pe persoana vătămată să suporte un act de natură sexuală, prin aceea că a determinat-o să se dezbrace de tricou în vederea obținerii satisfacției sexuale. În perioada 29.06.2023, 9.07.2023, în cadrul stagiului de practică efectuat în comuna Albac, județul Alba, aflându-se singuri în camera unde inculpatul era cazat, în contextul unei ședințe individuale de feedback, profitând de poziția de autoritate asupra persoanei vătămate, a pretins din partea acesteia, în vederea obținerii satisfacției sexuale, favoruri de natură sexuală, respectiv ca persoana vătămată să se dezbrace de tricou și de sutien în fața sa. În aceeași perioadă, în cadrul aceeași stagiu de practică, prin constrângere morală și totodată profitând de poziția de autoritate pe care o avea asupra acesteia în baza relației cadru didactic-student, în vederea obținerii satisfacției sexuale, a comis împotriva persoanei vătămate acte de natură sexuală materializate în îmbrățișări, încercarea de a o sărăta cu forța și atingeri cu tentă sexuală în zona și la nivelul spatelui, umerilor și picioarelor. În perioada decembrie 2023-mai 2024, profitând de poziția de autoritate asupra persoanei vătămate și decurgând din relația cadru didactic-student, a pretins din partea acesteia, repetat prin sugestii sexuale conotative, favoruri de natură sexuală, respectiv să întrețină relații sexuale. Acestea fiind spuse și având în vedere gravitatea faptelor reținute în sarcina inculpatului, persoană cu responsabilități și autoritate în comunitatea academică, procurorii au hotărât să formuleze propunere de luare a măsurii arestării preventive pe o perioadă de 30 de zile față de inculpat, urmând ca acesta să fie prezentat în cursul zilei de astăzi în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul judecătoriei sectorului 1 București. Și discutăm împreună cu invitatul meu de la această oră, domnul Mihai Zlat, vicepreședinte SNPPC. Bună ziua, bine ați venit! Domnule Zlat, cum este justiția aceasta? Pentru că avem două exemple concrete acum. Ieri, domnul Alfred Bulai a fost reținut în urma acestor acuzații mai vechi și tot ieri a fost plasat sub control judiciar un antrenor de karate care se afla
cu, deci întâmplare acum, da, care se afla într-un cantonament cu copii, a fost acuzat că a agresat copii, copile minore. O fetiță a sunat și a sunat tatăl și a povestit ce s-a întâmplat, au venit procurorii, poliția, în fine, l-au reținut și i-au dat control judiciar. Vorbim de niște minore, atenție, acestea nu erau minore. Din păcate, ca și diferență, să facem un pic diferență. Din păcate, în instanțele de România nu există o practică judiciară unitară. Dreptul ca și normă nu este ca matematica până la urmă, pentru că fiecare judecător are această independență de a lua decizii diferite raportat la comiterea faptei respective. În mod normal ar trebui să avem în toate cazurile similare aceleași decizii, vorbim de aceleași măsuri identice de măsuri preventive, dar și de condamnări. Până la urmă, ce se întâmplă aici este o normalitate, pentru că astfel poate pot fi descurajate... Normalitatea în cazul domnului Bula, în cazul domnului Bula. Este o normalitate că se propune arestarea preventivă pentru că astfel poate pot fi descurajate astfel de fapte penale, pentru că, din păcate, în instituțiile din România există atât la nivel academic, dar cât și la nivelul școlilor generale există astfel de profesori, astfel de instructori care încearcă să agreseze sau agresează efectiv sau comit fel și fel de fapte penale în legătură cu copiii și astea sunt de o gravitate extremă, agresiunile de natură sexuală, indiferent că vorbim de ceea ce a făcut domnul Bulai sau de a trece efectiv la comiterea unor fapte efectiv de agresiuni sexuale, până la urmă normalitatea își spune cuvântul, asta trebuie să întâmple. Pe de altă parte, din punct de vedere moral, nu știu ce mai caută în funcție la acest moment rectorul SNSPA, care este de peste 12 ani acolo, domnul dar și domnul Pricopie, domnul decan Pârvulescu, care de peste 20 de ani menegeriază acea facultate unde păi domnul și acum Bulai dumneavoastră vreți să spuneți că nimeni nu știa de acolo? Doamne, toată lumea știa de acolo. Toată lumea a încercat să ascundă gunoiul sub preș, pentru că iată, prin acest caz arătat presei, arătat de către presă, către toți cetățenii, se decredibilizează o instituție, SNSPA-ul, și n-au vrut să scoată la iveală noroiul de sub preș de acolo, pentru că foarte mulți știau, nici măcar o anchetă n-au făcut de-a lungul timpului. Păi da, pentru că, ieșind de la audier, da? Domnul Pârvulescu a fost întrebat, domnule, dar știați? Și a spus în felul următor, am auzit niște zvonuri, dar nu s-a concretizat nimic. Băi bun, lucrurile dacă auzi niște zvonuri... Doar au vrut să țină gunoiul sub preș. Nu-l chem pe domnul Bulai să-i spui, domnule, uite ce am auzit. Că nu se va afla la un moment dat sau că aceste fete, aceste doamne, nu vor depune plângere. Iată că s-a întâmplat, este foarte bine s-a întâmplat și eu cel puțin îndrum ca toată lumea care este victima unor astfel de infracțiuni din partea unor astfel de persoane care, iată, pe de-o parte ni se prezintă la un nivel ridicat de moralitate, cum era domnul Bulai, și pe cealaltă parte o iprochizie și o fățărnicie maximă, el comițând astfel de fapte abominabile, până la urmă, chiar dacă nu s-a ajuns la un act sexual efectiv, ci modalitatea în care a comis faptele este extrem de gravă pentru un vector de opinie, cum era domnul sociolog Bulai. Vreau să mai prezint o informație extrem de importantă. A fost scandal la Botoșani după ce fiul unei afacerist a fost înopit în bătaie în centrul orașului. Tatăl băiatului, dar și alți localnici, cer acum demisia șefului Inspectoratului Județean de Poliție. Asta după ce comisarul șef a declarat că un tânăr la ora 1 noaptea ar trebui să doarmă, nu să umble pe străzi. Aurina Petrea ne spune mai multe și o să stăm de vorbă imediat și cu domnul comisar șef. Aurina, te ascultăm pentru început pe tine.